Hai să începem această seară cu cântarea de sub numărul 4. O Doamne mare, când privesc eu lumea ce ai creat-o prin al Tău cuvânt, ființele ce împodobesc, natura cum le întreții cu brațul Tău cel sfânt, atunci îți cânt, măreț stăpânuitor, ce mare ești! Oh.
Hai să continuăm închinarea cu cântarea 37. Cer și mare și pământ preamăresc pe Domnul Sfânt. Tot așa ființa mea cântă astăzi slava sa. Știind că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat, înaintea Ta vrem să venim în dimineața, în seara aceasta și să-Ți aducem laudă. Vrem să-Ți aducem închinarea adevărată din inimi curate și pentru asta Te rog să ne sfințești, să ne curățești. Am vrea ca tot ce ne stă înainte în seara aceasta să fie plăcut înaintea Ta și să fie după voia Ta. Vrem ca și în această seară să ne dăm seama ce suntem noi și ce ești Tu și cum Te-ai îndurat de noi. Și am vrea, Doamne, recunoscători, să-Ți promitem încă o dată că Te vom iubi până la moarte și că Te vom urma până vom ajunge la Tine. Pentru asta Te rog să ne ajuți prin Duhul Tău cel Sfânt și am vrea, Doamne, ca exemplul Domnului Iisus să fie întotdeauna în fețele noastre. Îți mulțumim că ne asculți și vei fi cu noi în seara aceasta. Amin. Hai să ocupăm locurile și să cântăm cântarea 336. E o stâncă ce de veacuri stă în valuri ca un far, adăpost oricărui suflet care-i dus de-al vieții val.
și tot poporul să zică amin. Iisus, Domnul nostru, să fie slăvit acum și în veci de veci. Amin. Cu dragoste în Hristos, Domnul, Mântuitorul nostru, vă salutăm și vă spunem bun venit în casa Domnului tuturor celor care în această dimineață, după masă, ați ales să veniți împreună cu noi. O salutăm pe sora Aurica Male și spunem bun venit în mijlocul nostru, a venit de peste ocean și credem că spune tot mai bine este acasă. Dacă are un salut din partea bisericii și din partea Domnului, cu drag o ascultăm. Dragii mei, joia trecută am stat împreună și ne-am adâncit în cuvântul Domnului și am învățat să căutăm sfințirea Duhului. Sfințire fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și spuneam că sfințenia nu este o opțiune, ci este un dezirant, o poruncă, un lucru necesar pentru fiecare din noi. În seara aceasta vă salut cu un cuvânt care are legătură cu mesajul de joi pe care l-am prezentat împreună. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și provodea în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Un mesaj vechi, de 2000 de ani, dar cât de actual este. Avem nevoie de pocăință? Fiecare din noi. Împărăția Domnului este aproape? E mai aproape de noi decât am fi crezut și decât credem. Semnele vremurilor ne arată. În continuare, cuvântul spune așa, Ioan provodea pocăința și zice, mulți farisei, cărturari, veneau să primească botezul lui Ioan și el spune așa, zice, când i-a văzut, de ce fugiți de mânia viitoare? Faceți roade vrenice de pocăința voastră. Nu-i suficient să ne botezăm. Nu-i suficient să fim membri într-o biserică, ci este important să facem roade și să dovedim pocăința noastră prin roadele noastre. De ce? Spune Ioan, căci acela care vine după mine și căruia eu nu sunt vrenic să-i dezleg cureaua încălțămintelor, zice, își are mână lopata și își vântură grâul. Eu n-am văzut cum se vântură grâu, am văzut numai cum îl separ un separator așa primitiv din lemn, dar îl separa pleava, grâul și boabele sparte. Cu mulți ani înainte, pe vremea Domnului Iisus Hristos, cu lopata se vântura. Se arunca, pleava, o lua vântul și grâul era strâns. Din păcate, trăim vremuri în care cei mai mulți nu mai știu să separe grâul de pleavă. În Ieremia 23:29, Dumnezeu îi spune prin prorocul Ieremia poporului, de ce amesteci paiele cu grâul? E la modă astăzi. Avem o cântare care spune așa, privește, vezi boabe în spic, tu ai, să nu te înșeli, să fii numai un pai. Domnul Iisus Hristos spune în pilda seminței, zice, sămânța căzută în locuri stâncoase, a încolțit, a dat spic, dar fără rod. Oare câți din noi suntem spic, cu rod sau fără rod? Am citit o istorioară că în America cineva a intrat într-un magazin noaptea și a schimbat prețurile. La ceasurile care au cu $300 a pus $2 și la ciorapii care au $2 a pus $300. Dimineața când s-a deschis magazinul și au intrat primii clienți și vizitatori, s-a făcut o mare agitație. La casă spunea, nu, ăsta e prețul, ba, ăsta e prețul, mergi și vezi, asta este prețul la raft, până și-au dat seama de încurcătura care s-a produs și au închis magazinul, au sitat vânzările și au rearanjat prețurile. Dragii mei, în lumea noastră a intrat diavolul. S-a uitat la toate lucrurile lui Dumnezeu, lucrări bune, lucrări frumoase. Nu spune Dumnezeu, l-a făcut pe bărbați și pe femeie și au zis, e un lucru bun, e un lucru bun. A venit diavolul și a stricat ordinea. Și a zis, nu e bun, trebuie să fie doi bărbați și două femei.
Diavolul a înlocuit adevăratele valori. Lucrurile extrem de valoroase înaintea lui Dumnezeu. Cinstea, puritatea, ordinea, curăția, familia au prețuri foarte mici în lumea de astăzi. Și lucrurile pe care Dumnezeu le condamnă și le urește sunt foarte scumpe și căutate. Astăzi știți ce a fost la București? O paradă a LGBT, dar știți care era lucru trist, bușinos și dureros? Că ambasadori ai țărilor cel mai puternici din lume susțineau această paradă și erau în fruntea ei. Dumnezeu ne-a chemat să susținem adevăratele valori, adevăratele comori și să nu amestecăm paiul cu grâul. Lumea și învățătura ei cu biserica și lucrurile spirituale. Uitați-vă la biserica de astăzi. Duceți-vă în ce biserică vreți. Creștinismul de astăzi s-a acomodat cultural cu lumea de astăzi, așa-i? Noi mergem tare ușor în pas cu lumea și cu cultura ei. Nu vrem să rămânem anacronici, să nu rămânem în urmă. Să fim contemporani în îmbrăcăminte, să fim contemporani în mesaj, să fim contemporani în scenă, în cântare. Am auzit că mai nou se cântă în biserici, pe scenă, cu instalații de fum. Ca să fim contemporani. Păcatul a rămas la fel de păcătos. Vine Ioan Botezătorul și spune: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ne uităm la noi la fiecare și spunem: Doamne, dăm înțelepciune să aleg adevăratele valori, valori care sunt în cuvântul Tău. E adevărat că și Hristos ne-a chemat la slobozenie, dar El spune așa: nu face din slobozenia aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Din păcate este multă amestecătură cu paie în familie, în viața individuală, în biserică. Nu suntem noi chemați să dăm paiele la o parte. Fiecare este chemat să-și dea paiele din viața lui, dar va veni o vreme când Mântuitorul, care are lopata, își va vântura și va strânge grâul. Întrebarea din seara aceasta este: sunt eu grâu curat? Să uite Domnul la mine și care sunt roadele mele pentru slava Domnului. În seara aceasta, ai vrea să spui: Doamne, dă-mi înțelepciunea să deosebesc ce este sfânt de ce este necurat. În Apocalipsa, cuvântul Domnului spune așa, în 22:11, cine este întinat să se întineze, cine este necurat să rămână necurat și cine este sfânt să se sfințească. Mi-ar place să cred că aici suntem o adunare de sfinți. Și sfinții trebuie să se sfințească. Doamne, ajută-ne, te rugăm frumos. Haideți să spunem: Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lasă ca focul cuvântului Tău să ardă paiele din mine. Și viața mea să fie îmbogățită cu valori care cinstesc împărăția, care cinstesc numele Tău, care zidesc împărăția lui Dumnezeu și care îi determină pe alții să-L caute pe Dumnezeu, să spună: și eu vreau să fiu ca omul acesta. Valorile sunt adevărate valori. Grâul curat sunt lucrurile care nu se pot clătina. Dumnezeu spune în cuvânt, zice: voi clătina cerurile și pământul. Dar zice: noi am primit ce? O împărăție care nu se poate clătina. Lucrurile care rezistă sunt lucrurile spirituale, lucrurile lui Dumnezeu. Lucrurile care trec proba focului. Să știi că lucrarea mea și lucrarea ta și a fiecăruia va trece proba focului. Așa spune în 1 Corinteni. Lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc și focul va dovedi. Mântuirea este sigură și eternă, de aceea, Doamne, dă-ne înțelepciune să o ducem până la capăt. E mare har, e mare lucru, țineți această mântuire, bucurați-vă de ea. Că și nu cu aur sau argint am fost răscumpărați, ci cu sângele scump al mielului fără cusur. Cât de preț este mântuirea? Este asemănată de Domnul Iisus Hristos ca o comoară într-o țară pe care a găsit un om și spune: ce-a făcut? A vândut tot ce a avut ca să cumpere țarina aceea.
Și această mântuire este dată în dar fiecăruia. Să ținem de ea. Un lucru care nu se poate clătina și nu arde focul este statutul acesta pe care Dumnezeu ne-l-a dat de copii ai Dumnezeu. Spune, el a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Voi nu mai sunteți străini, nici oaspeți, ci sunteți oameni din casa lui Dumnezeu. Ce lucru minunat, ce lucru de preț, să fii copilul lui Dumnezeu. De prea multe ori am amestecat numele acesta de copil al lui Dumnezeu cu paie, paiele acestei lumi. Haideți să țineți statutul acesta și să dovedim că sunt copii al lui Dumnezeu, nu numai în adunare, ci acasă, atunci când ești cu soțul sau soția sau copiii, când ești la servici. Vrei să strângi greu un grânar? Astea sunt lucrurile care rămân. Ceea ce face pentru Domnul, acela este greu curat. Mântuitorul spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, cui? Unuia dintre acești neînsemnați, frații mei. Mie mi le-ați făcut. Mă rog Domnului ca în seara aceasta și nu numai, Dumnezeu să ne pună pe inimă gândul acesta, să căutăm lucrurile de valoare, lucrurile eterne, lucrurile care rămân, lucrurile care ne îmbogățesc, lucrurile care îl cinstesc pe Dumnezeu. Paiele vor fi aruncate în foc, dar grâul va rămâne și va fi strâns în grânarul lui Dumnezeu. Noi vrem să rămânem de partea valorului lui Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să rămân de partea Ta. Chiar dacă asta înseamnă suferință, chiar dacă asta înseamnă prigoană sau durere și bajocură, vreau să mă rededic astăzi Ție și să spun, Doamne, fă-mă grâu curat în grânarul Tău. Amin. Dumnezeu să le dea înțelepciunea și puterea aceasta, ca prin tot ceea ce facem noi, numele Lui, cel prea înalt, să fie cinstit prin viețile noastre, în adunările noastre, în casele noastre și astfel să grăbim venirea Domnului Iisus Hristos și lărgirea împărăției Lui. Amin. Orchestra laudă pe Domnul în continuare și apoi corul tineretului va aduce și el închinarea și lauda lui Domnului.
următoarea cântare pe care vrem să o împărtășim cu dumneavoastră vorbește despre Harul lui Dumnezeu. Har înseamnă că pe vremea când noi încă nu-L cunoșteam, El ne știa. Har înseamnă că pe vremea pe când noi rătăceam încă în întuneric, El ne-a iubit. Acesta este Harul premergător al lui Iisus Hristos, care din niște străini face fii ai împărăției. Harul lui Iisus Hristos înseamnă mântuire, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Acesta este Harul mântuitor al lui Iisus Hristos, care din niște oameni păcătoși face oameni sfinți, din niște vase de ocară face vase de cinste, puse deoparte spre slava lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu înseamnă să primim ceea ce nu merităm. Harul lui Dumnezeu înseamnă să nu primești ceea ce meriți. Harul lui Iisus Hristos înseamnă să capezi ceea ce tu, prin forțele tale proprii, nu poți și nu vei putea să obții vreodată. Harul lui Iisus Hristos înseamnă nădejdea că într-o zi vom sta în slava lui Dumnezeu. Fie că noi vom termina viața aceasta și vom pleca în veșnicie, fie că Iisus Hristos se va coborî de pe tronul lui de slavă, va veni pe nori, îmbrăcat în glorie, plin de slavă. Harul lui Iisus Hristos înseamnă că momentul întâlnirii noastre cu El va fi o pricină de bucurie, atât pentru noi, cât și pentru El. Acesta este Harul veșnic al lui Iisus Hristos. Fiți plini de har. Amin. Thank you.
La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină, pe azmile calde, pe mielul fără de vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai,
Uitați-se gazda, o slugă trimite, un rob sau o copilă, ca după vreme lege, cureaua de pe glezne pe rând să le deslege, să le aline talpa de colbu de pe drum. Și acum cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în încuget, cum or să stea la rugă sau cine își va pune ștergarul cel de slugă. O iată-i cum se încruntă, privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare, și Duhul îi întreabă, în fiecare zboară, n-ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu nu știu de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân, dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul dintre ei? Dar tu ce ții doar punga? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul l-am stăpuns. Tu, Toma, n-ai vrea să fii tu oare cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Și atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și înfășurând ștergarul s-a plecat ușor să spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci pe apa vremii atâția ani s-au dus și acum câta oară să așează iar Iisus să întrebe tot prin Duhul pe cei ce-l înconjoară, n-ai vrea să-ți spui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară, tu, soră Mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus, în rai. Dar azi sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă, nu vrei în lumea asta să fii rămas cel mai de pe urmă. E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici, lipsiți de mângâiere. Sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere ustăneală și jertfă uneori, și nopți de priveghere, și iarăși muncă în zori. Nu mănâi în cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura șacul și rufa de spălat, cât cratița toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătrână. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rabzi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu știu de bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu? Chiar eu? Se aude același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-i iarăși taina, încet, a câta oară să pleacă iar Iisus și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se îndoaie după trunchi,
stăpânul omenirii se așează în genunchi, la jugul fără de slavă, Iisus din nou se înjugă, El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de-ai țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți voi ce în necazuri, nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați pe cale, orice lucrare e bună, iar cine ia ștergarul, acela ia cunună. Amin. De-aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt pe tronuri mii o armonie spre slava celui purur sfânt. I-aș mulțumi de ce-a făcut cu mine fiul cel pierdut. O, de-ar suna glasul meu tare să se audă până la cer, căci sângele Domnul. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Amin. Thank you.
Ori de câte ori avem ocazia să slujim cu orchestra, ne bucurăm și suntem onorați de faptul că vă putem sluji pe voi și putem să lăudăm și numele Domnului în același timp cu ceea ce facem. Credem că slujirea noastră și lauda noastră pentru Domnul este și atunci când ne întâlnim la repetiții ca să punem cap la cap cântările care le facem, nu doar acum când suntem la închinare colectivă cu întreaga adunare. De-a lungul anilor sau ori de câte ori am avut ocazia să slujim, ați observat că am cântat cântări care le puteam cânta cu întreaga adunare, dar de cele mai multe ori cântăm cântări, aranjamente ale cântărilor pe care le cunoaștem, însă care sunt gândite să fie cântate doar instrumental. Cu vocea, fie ambitusul este prea mare, nu putem să atingem notele respective sau ritmic, sunt puțin diferite decât le știm, însă de cele mai multe ori păstrăm elementul acela familiar, melodia, care încercăm să o lăsăm să se audă de fiecare dată. Acum am dorit să cântăm iarăși o astfel de cântare, care este un aranjament al unei cântări mai puțin cântată la noi în biserică. Este o cântare tradițională irlandeză, cu titlul în limba engleză Be Thou My Vision, în limba română Fia mea lumină, care am cântat-o de câteva ori, însă nu foarte des. Și iarăși este un aranjament instrumental, nu vom putea cânta cu întreaga adunare, puteți să încercați să faceți lucrul acesta, nu este nicio problemă, însă am dorit să avem afișat pe ecran mesajul cântării, pentru că este un mesaj profund și are de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu și călăuzirea pe care ar trebui să o avem de la Dumnezeu în fiecare clipă a vieții mele, a noastre. Și îmi doresc pentru mine și pentru dumneavoastră ca și adunare și pentru noi ca și biserică să-L avem pe El ca și lumină și ca far în fiecare decizie pe care o luăm de fiecare dată.
tine în gând, te chem să vii, să mă aperi viața de orice cuget rău. Te chem din zări, de flori și sinfonii, cu îngeri albi plutind de jurul tău. Cu tine în gând, te chem sfios, privind sub ploape cerul înstelat. Cu tine orice gând e un vis frumos și orice vis, frumos e adevărat. Cu tine gând, doar eu și tu, un psalm de har să fie viața mea. Doar nu să spun atunci când tu spui nu, și da, să spun la orice tu spui da. Cu tine gând, cam paradis, de acum și până în cer mă voi trezi. Cu tine gând, să fiu pe căi de vis, și iar cu tine gând, în zori de zi. Amin. Amen.
Mulțumim Domnului pentru slujirea tinerilor, a fost o slujire deosebită în seara aceasta. Ne bucurăm pentru slujirea lor, sunt niște tineri deosebiți. Vă rog, încurajați-i atunci când vă întâlniți cu ei și binecuvântați în numele Domnului. Ne bucurăm de ei și Dumnezeu să își culeagă slava și cinstea din tot ce s-a făcut în seara aceasta. Mulțumim, frate Felix, pentru munca voastră de la orchestră, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim, frate Sorin și tinerilor, pentru slujirea voastră, Dumnezeu să vă răsplătească și să vă ajute să rămâneți în casa Domnului toate zilele vieții dumneavoastră. Amin. Salutăm în mijlocul nostru pe fratele Mihuț, fratele pastorul senior la Biserica numărul 2 din Reșița. Dumnezeu îl va folosi în seara aceasta ca să împartă cuvântul Domnului, hrană pentru sufletele noastre și ne rugăm ca Duhul Sfânt să-L întărească, să-L folosească și să facă cuvântul ziditor pentru fiecare din noi în seara aceasta. Ne dăjduim ca joia viitoare să fie în mijlocul nostru și fratele Maru și fratele Radu. Ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i însoțească, să-i aducem în pace acasă și Dumnezeu, prin Harul Său și prin Duhul Sfânt, să pregătească inimile noastre pentru cuvânt. Doamne, dă-ne cuvânt pentru inimi și inimi pentru cuvântul Tău în seara aceasta și plecând de aici să fim oamenii aceia care să se vadă că au umblat cu Iisus, care trăiesc cu Iisus, care răspândesc mireasma lui Hristos. Așa spunea un frate păstor de la Avon, am avut niște lucrători, frați care lucrau acasă, zice, miroseau apocăiți. Aveau un parfum. Doamne, ajută-ne să avem parfumul lui Hristos, mireasma lui Hristos. Vrem ca cei care n-ați contribuit la program, dar v-ați rugat cu noi și ați cântat, mai aveți o șansă să aduceți o închinare plăcută Domnului, închinarea cu darurile de bunăvoie. Deci este nu vii cu mâna goală când vii înaintea Domnului. Nu din plinos, din ceea ce Dumnezeu ne-a dat, nu plinos, ce nu mai avem nevoie. Și tot ceea ce avem este avem pentru că Dumnezeu ne-a dat. Haideți să ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie în timpul unei cântări comune și după cântarea comună, corul laudă pe Domnul, orchestra se pregătește să ducă cântarea și să pregătească inimile pentru ascultarea cuvântului Domnului. Amin. Hai să cântăm cântarea 333. Sunt cu voi oriunde, nu vă înfricoșați, Domnul le promite celor întristați. Yeah.
deschideți Biblia, dacă o aveți la dumneavoastră, cei care o aveți, bine ar fi să o avem cât mai mulți, la Evanghelia după Matei, capitolul 28, ultimul capitol, și vom citi ultimele patru versete, de la versetul 16 la 20. 5 versete. Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetul 16, citim cuvântul lui Dumnezeu. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Doamne, mulțumim pentru că suntem în casa Ta și pentru că suntem în prezența Ta. Tu ne-ai asigurat că locuiești în mijlocul laudelor poporului Tău. Și atunci când ne adunăm în numele Domnului Iisus, Tu ești prezent prin Duhul Sfânt. Primește închinarea bisericii în locul acesta. Primește laudele tinerilor care ți le-au adus și te rugăm, Doamne, să primești în continuare și slujirea noastră în fața Scripturii, a cuvântului Tău, să stăm cu reverență, să stăm cu inimă deschisă, cu mintea trează și te rugăm, Doamne, să lași ungerea Duhului Tău peste fiecare suflet, pentru ca tot ce facem aici să ne fie de folos. Învățătura curată, Doamne, să atingă fiecare inimă și să ne motiveze pe fiecare la o trăire după voia Ta, pentru gloria Ta. În numele Domnului Iisus, ascultă-ne, binecuvintează-ne și rămâi slăvit în viețile noastre ale tuturor. Amin. Vă rog să vă așezați. Hristos a înviat. Nu greșim dacă ne salutăm încă, nu-i așa, cu acest adevăr istoric, cu acest mare adevăr al creștinismului, pe care se întemeiază de altfel crezul nostru, învățătura pe care o trăim și viața creștină pe care o trăim. Pentru că avem un Mântuitor viu, slăvit să fie numele Lui. Mă bucur să fiu părtaș cu dumneavoastră la slujire și la închinare în această seară, scumpă biserică, și mi-aduc aminte de servicii frumoase petrecute cu dumneavoastră când veneam însoțit, fie de corul bărbătesc, fie de corul mixt. Au fost vremuri frumoase cândva și Dumnezeu fie slăvit pentru aceasta. Vreau să fac însă o mică corectură. Eu nu mai sunt la Reșița. Am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu la pensie, din perspectivă omenească. Ce să facem? Asta e viața. Știți că și leviții la 50 de ani ieșeau la pensie, făceau loc la alții. Și cred că e bine să ieșim la momentul potrivit, să facem loc și altora. Amin. Așa-i, frate. Slăvit să fie Domnul însă pentru ceea ce rămâne în urmă și asta este important. Deci ne-am mutat de la Reșița cu soția la Oradea, pentru că de la Oradea am plecat la Reșița în anii 80, am slujit 36 de ani la Reșița și cei care știți Reșița și parte din membrii dumneavoastră au venit de la Reșița, știu ce a rămas acolo în urma slujirii pe care prin Harul lui Dumnezeu am închinat-o Domnului în acești ani. Dumnezeu să fie slăvit pentru aceasta și El să continue să-și binecuvinteze lucrarea.
și să scoată în continuare lucrători, slujitori și la Reșița, și în Timișoara, și la Oradea, și în toată țara. Și Dumnezeu să aducă zile și vremuri de înviorare pentru poporul lui, în primul rând, și pentru țară și pentru națiunea întreagă. Așa că nu mai sunt oficial în lucrare, suntem mutați la Oradea de anul trecut și sunt în seara asta cu soția în mijlocul dumneavoastră, pentru că avem aici o fiică, avem doi nepoței și am primit o sarcină pe weekendul acesta să avem grijă de cel mai mic, care are în jur de 2 ani în curând, pentru că au plecat la Brădățel tinerii noștri, copiii noștri, pentru o lucrare de slujire și acolo, și așa se face că duminica aceasta suntem în Timișoara. Și m-am bucurat să primesc această invitație printr-o negociere, mă rog, nu vă dau toate detaliile, să fiu cu dumneavoastră în această seară la închinare. Domnul să binecuvinteze Biserica Emanuel din Timișoara și să facă Dumnezeu să fie înviorată, întărită și să continue Domnul să binecuvinteze lucrarea sa în locul acesta, slujitorii bisericii și să scoată Dumnezeu în continuare lucrători și din generația tânără. Mă bucur pentru tinerii care l-au slujit pe Domnul, care ne-au încântat și care ne-au atins inimile prin slujirea lor, prin cântările lor și ne-au apropiat de Dumnezeu și ne-au pregătit într-un fel, dacă vreți, inimile pentru sămânța Scripturii, care în seara aceasta Domnul mi-a pus-o pe inimă să vă transmit din partea Lui. Sunt ultimele cuvinte rostite de Domnul Iisus pe care Evanghelistul Matei le aduce în fața noastră, în Evanghelia sa, cuprinse în textul acesta pe care l-am citit. Și aș dori, dragii mei, nu că dumneavoastră nu știți, știu că știți textul acesta, poate este unul din cele mai cunoscute texte, încheie o evanghelie textul acesta și la botezuri, la diferite ocazii, știu că s-a citit din el și s-a predicat. Aș vrea însă să scot în evidență 4 lucruri importante pe care le afirmă Domnul Iisus și care erau foarte importante pentru ucenici și sunt și pentru noi. Ca să știm cine are puterea și autoritatea în acest univers și în slujba cui suntem noi, ca și credincioși, ca să știm care este misiunea noastră și până unde se întinde ea și care e responsabilitatea față de cei care se întorc la Domnul și care au nevoie să crească, să se dezvolte, să se maturizeze. Și apoi să știm încă un lucru, că în această lume nu suntem niciodată singuri. Avem o promisiune scumpă lăsată de Domnul Iisus, care ne asigură de asistență spirituală în toate zilele sau în fiecare zi, dacă vreți, până la sfârșit. Și toate aceste adevăruri sunt exprimate într-o formă specifică, printr-o expresie. Toată puterea, toate neamurile, tot ce v-am învățat și în toate zilele. Sunt expresii care se repetă, expresii gramaticale, dar care ne vorbesc despre acest adevăr deosebit de important. De fapt, în aceste expresii stă secretul misiunii bisericii în lume. Sunt cuvinte
rostite de Domnul Iisus înainte de a pleca din această lume, înainte de a se înălța la cer. Și ele sunt lăsate ca o mărturie atât pentru ucenicii Domnului de atunci, cât și pentru toți urmașii Lui de-a lungul veacurilor, și pentru noi. Și este important să știm, dragii mei, că El are toată puterea în cer și pe pământ. Și avem aici o autoritate divină supremă, exprimată în cuvintele Domnului Iisus. Toată puterea, spune El în versetul 18, mi-a fost dată în cer și pe pământ. Este oare important lucrul acesta pentru noi cei credincioși? Cu siguranță că da. Știm că oamenii în timpul vieții Domnului Iisus Hristos, unii au încercat să-L dezbrace de autoritate, de putere, de demnitate. Știm că i-au produs multă suferință Fiului lui Dumnezeu, l-au pus pe cruce și l-au batjocorit și l-au omorât. Numai că Biblia ne spune că Dumnezeu l-a înviat din morți. Pentru că nu era cu putință să fie ținut de legăturile morții. Dumnezeu l-a înviat din morți și i-a dat toată puterea Domnului Iisus Hristos în cer și pe pământ. I-a redat demnitatea pe care oamenii au călcat-o în picioare. I-a redat autoritatea pe care oamenii au încercat ca să-i o ia. Dumnezeu l-a înviat din morți. Și Biblia ne spune că a primit numele mai presus de orice nume. În Filipeni, capitolul 2, versetele 9 la 11. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, spune Pavel, și i-a dat numele mai presus de orice nume în acest univers. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Toată puterea, spune Domnul, mi-a fost dată în cer și pe pământ. Întrebare, oare nu era El Dumnezeu? Nu era El Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? N-avea Domnul Iisus toată puterea ca Dumnezeu? Cu siguranță că da. Așa spune El. Eu și Tatăl suntem una. Sfânta Treime înseamnă un singur Dumnezeu care se manifestă în trei persoane, dar care sunt de aceeași esență, aceeași substanță și nu există separare acolo. Avea Domnul Iisus toată puterea? Avea nevoie să-i mai fie dată putere? Nu avea El oare? Cred că cuvintele Domnului Iisus trebuie interpretate din perspectiva calității pe care El a dobândit-o, pentru care s-a învrednicit, și anume aceea de a fi mântuitor și mare preot pentru toți cei răscumpărați. El era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Dar ca să poată mântui lumea, a trebuit să devină om. S-a dezbrăcat pe sine, spune cuvântul lui Dumnezeu, tot prin Apostolul Pavel, la Filipeni, capitolul 2, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. De ce?
ca să poată realiza mântuirea noastră, să se facă ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, o moarte ispășitoare pentru păcatul lumii, și în felul acesta Dumnezeu să poată oferi iertarea celor păcătoși, iertarea și neprihănirea pentru cei vinovați, pentru cei care meritau osânda și care vor crede în Domnul Iisus Hristos și se vor bizui pe jertfa sa de la Calvar. Deci Domnul Iisus are putere să mântuiască. E puterea care i-a fost atribuită de Tatăl. Are puterea să mântuiască. Are puterea să domnească în univers. Pentru că afrânt toate forțele ostile lui Dumnezeu, în planul acesta de realizare al mântuirii Fiului Dumnezeu, a biruit puterea satanei, a biruit puterea păcatului, pentru că în el nu s-a găsit păcat, și a biruit puterea morții. Trei forțe extraordinare, în fața cărora noi oamenii am fost întotdeauna în derivă, într-o stare de înfrângere, niște înfrânți, și n-am avut puterea să biruim aceste forțe. Le-a biruit Iisus Hristos. Are toată puterea. Din această perspectivă, El este marele nostru preot, care ne reprezintă la Dumnezeu Tatăl pentru totdeauna, pentru că a fost așezat la dreapta măririi și mijlocește pentru sfinți, spune Biblia. Nu ca marele preot din vechime, care intra o dată pe an, aducea jertfă în fiecare an, pentru sine și pentru popor. La moartea lui era ales alt mare preot. Nu. Iisus Hristos a intrat o dată pentru totdeauna în locul preasfânt, la dreapta măririi, la dreapta lui Dumnezeu, și stă acolo și mijlocește pentru noi, pentru totdeauna. Un mare preot care știe ce este suferința, știe ce este ispita, știe ce sunt încercările, necazurile, singurătatea, știe ce este moartea. De aceea spune Biblia, poate să vină în ajutorul nostru la vreme de nevoie. Slăvit să fie numele Lui. Toată puterea, spune Domnul, mi-a fost dată. Iisus Hristos este Domnul Bisericii. Și când știm cine este stăpânul nostru, cine este cel în care ne-am pus încrederea, dragii mei, avem toate motivele să avem bucurie și pace în sufletele noastre. Să ne punem toată încrederea în El, să stăm sub autoritatea Lui, să-L slujim cu bucurie, să mergem în numele Lui și în baza autorității pe care El o are și pe care ne-o delegă prin harul Lui. Cel care are toată puterea este Mântuitorul meu, e Mântuitorul tău și poate fi și Mântuitorul tău, drag prieten. Pentru că El a realizat mântuirea și pentru tine și vrea să ți-o ofere în dar. Și dacă n-ai primit-o, ești invitat să o primești, câtă vreme se zice astăzi. Biblia spune, în citatul amintit din Filipeni, capitolul 2, că Dumnezeu i-a dat numele mai presus de orice nume Domnului Iisus, ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Acest lucru se va întâmpla în ziua slavei Domnului Iisus, când orice limbă va mărturisi și va recunoaște că Iisus Hristos este Domnul.
E Mântuitorul, singurul Mântuitor. Este marele nostru preot, care ne va reprezenta pentru toată veșnicia. E garantul mântuirii noastre. Binecuvântați sunt cei însă care astăzi recunosc că Iisus Hristos este Domnul și recunosc în inimile lor și îl proclamă ca Domn și Mântuitor. Atunci pentru unii va fi prea târziu. Deci dacă vrei să fii binecuvântat cu mântuirea pe care Hristos Domnul a realizat-o, dragul meu suflet, recunoaște-L pe Iisus Hristos astăzi ca Domnul tău. El are toată puterea în cer și pe pământ. Poate mântui sufletul tău, poate rupe cătușele păcatului din viața ta, pentru că El a biruit păcatul și l-a ispășit. Poate spăla viața ta de orice păcat prin sângele Său pe care l-a vărsat pe cruce. Și pentru tine și pentru fiecare dintre noi, Iisus Hristos poate să te aducă din moarte la viață, din întuneric la lumină, din robia păcatului, să facă din tine un fiu de Dumnezeu. Are puterea aceasta, tu nu ai. Noi nu avem, oamenii. Educația nu poate lucra în sensul acesta în viața ta, nu te poate elibera. Religiozitatea ta poate, pe care spui că o ai, nu te poate elibera de patimi, de păcat, de legăturile păcatului. O poate face însă cel care are toată puterea, putere de mântuire, putere de iertare, putere de descătușare a fiecăruia, pentru că El a zdrobit puterea aceasta a răului și a întunericului, puterea lui Satan, puterea păcatului și puterea morții. De aceea, să-ți ajute Dumnezeu, dacă n-ai făcut-o, să te întorci la El acum. Să recunoști autoritatea lui Hristos peste viața ta și vei fi binecuvântat în această viață și pentru toată veșnicia. Apoi spune aici cuvântul lui Dumnezeu încă ceva. Mântuitorul se adresează ucenicilor: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Toate neamurile. Avem aici o viziune divină, globală. Aceasta este strategia lui Dumnezeu pentru mântuire. Evanghelia, vestea bună a mântuirii, pe care Hristos Domnul a pregătit-o prin moartea și învierea sa, trebuie să ajungă, spune Domnul Iisus aici în cuvintele Lui, la toate neamurile. Pentru că scopul lui Dumnezeu este ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință, tot să vină la mântuire. Pentru că Iisus Hristos Domnul a murit pentru toți oamenii. Mântuirea este pregătită pentru toți oamenii. Harul lui Dumnezeu, spune Scriptura prin Apostolul Pavel la Epistola către Tit, capitolul 2, versetul 11, care aduce mântuire pentru toți oamenii, ne-a fost arătat. Mântuirea e pregătită pentru toți oamenii prin Domnul Iisus, pentru că El a murit pentru toți oamenii, a ispășit păcatul lumii întregi. De aceea Evanghelia Lui trebuie dusă la toți oamenii, până la marginile pământului. În altă discuție cu ucenicii pe care o redă doctorul Luca în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, el spune așa, Mântuitorul adresându-se ucenicilor: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Voi aveți o altă prioritate, veți primi o putere și veți fi martori, începând din Ierusalim, Iudeia, Samaria și până la marginile pământului, spune Domnul Iisus. Acesta e planul lui Dumnezeu, viziunea lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru toți oamenii. Și aceste cuvinte ne pun și pe noi, pe gânduri, pentru că de atâtea ori
suntem tentați să privim mereu spre noi, să rămânem în cercul nostru strâmt, să uităm de alții. Nu este greu, așa cum le era și ucenicilor, să treacă granița spre Samaria, să treacă granița apoi spre neamuri. Știm din Cartea Faptele Apostolilor cum îi pregătește Dumnezeu prin revelațiile care le oferă pe apostolii săi, pe Petru, pe Pavel, ca să ducă Evanghelia la neamuri, să treacă peste niște bariere religioase, peste niște prejudecăți chiar, pe care chiar ei le aveau, apostolii Domnului. Și Dumnezeu vrea să le deschidă ochii și perspectiva. Mântuirea e pentru toți oamenii. Evanghelia trebuie să ajungă la toți oamenii, să depășească toate barierele. De aceea, Mântuitorul anunță planul acesta și spune: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu că acest deziderat s-a realizat. Chiar în primul veac, ne spune istoria creștină și chiar istoria biblică, Evanghelia a ajuns în lumea cunoscută de atunci. De-a lungul veacurilor, Dumnezeu a ridicat bărbați destoinici, misionari, care au avut pe inimă să ducă Evanghelia peste țări și mări, să ajungă cu ea în Indii, în Africa, în jungle, la diferite triburi, chiar și în vremea în care trăim noi, când avem pace, bucurie, liniște, libertate în țara noastră. Alții suferă. Alții plătesc cu prețul vieții, credincioșia lor, slujirea lor, misiunea lor, în terenuri aride, ostile și nu de puține ori. Și știm lucrul acesta și știți și dumneavoastră, cu prețul vieții. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire. Ce putem face noi? Putem să ne rugăm pentru cei care merg. Putem să-i susținem, putem să-i încurajăm, putem să lărgim, dacă vreți, cercul de misiune. Știu că Biserica Emanuel este o biserică misionară. Să vă binecuvinteze Domnul cu spiritul acesta și mai departe, pentru că acesta e un plan divin, este o viziune dumnezeiască aceasta. Toate neamurile să audă Evanghelia. Și este responsabilitatea noastră, a celor mântuiți, ca să fim la dispoziția lui Dumnezeu și în măsura în care El vrea să ne folosească, să ne punem la dispoziția Lui. Și chiar dacă nu ajungem poate până la marginile pământului, dar putem ajunge până la vecinii noștri, până la cunoștințele noastre, colegii noștri și să le oferim această veste bună a mântuirii în Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Al treilea adevăr îl vedem în versetul 20. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Avem aici, dragii mei, o învățătură completă, o învățătură divină completă. Învățați-i, spune Domnul Iisus, pe cei care cred, pe cei care se întorc la Dumnezeu, să păzească tot ce v-am poruncit. Învățarea aceasta, observați, nu rămâne doar la nivelul intelectului. Învățați-i să păzească. Ce înseamnă aceasta? Învățați-i să împlinească, învățați-i să aplice cuvântul lui Dumnezeu, să trăiască viața creștină în termenii în care Dumnezeu dorește, așa cum ne arată în cuvântul Său. Un creștinism practic, un creștinism viu, nu teorie,
nu ceva formal, nu ceva de suprafață. Pentru că dacă noi știm și nu trăim și nu aplicăm, n-am realizat nimic. O credință, dragii mei, care nu se transpune într-un mod de viață, nu e o credință veritabilă pe care Dumnezeu să o poată binecuvânta și răsplăti. Credința adevărată transformă viața. Credința adevărată te transferă din întuneric la lumină, din moarte la viață. Credința adevărată te face un om nou, te așează în Hristos, te aduce la Dumnezeu, te separă de păcat și produce în viața ta acea lucrare de transformare, de noire, de sfințire în asemănarea Domnului Iisus Hristos. Învățați-i, spune Domnul, atenție, tot ce v-am poruncit. Aici este o problemă. Sunt două responsabilități. Una este a celor care sunt trimiși, a celor mântuiți, ca să ofere o învățătură completă oamenilor, să ducă Evanghelia până la capăt, să o explice până la capăt, învățați-i tot ce v-am poruncit, spune Domnul Iisus, și este responsabilitatea celor care ascultă să accepte toată învățătura. Știți care este pericolul? Pericolul este să adăugăm la învățătură, deși Biblia spune n-adăuga la cuvintele Lui, la cuvintele Lui Dumnezeu, ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Pentru că tot ceea ce noi încercăm să adăugăm din perspectiva Lui Dumnezeu este o minciună. În Cartea Proverbe, capitolul 30, versetul 6, este această atenționare. Dar nu doar pericolul este să adaugi, ci să și înlocuiești cuvântul lui Dumnezeu, cum făceau cei de pe vremea Domnului Iisus și Mântuitorului mustră, pe cărturari, farisei, ați înlocuit frumos porunca lui Dumnezeu în folosul datinilor voastre, îi mustră Domnul la vremea respectivă pe cei de atunci. Din nefericire, constatăm și astăzi că foarte mulți înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu cu datini, cu obiceiuri, cu practici oculte și tot felul de alte lucruri care nu rezolvă problema mântuirii, care îi lasă pe oameni în păcatele lor, în nefericirea lor. Și lucrul acesta e tare păgubitor. Dar există și pericolul să scoți din cuvântul lui Dumnezeu. Unora li se pare că e prea îngustă calea. Dacă am putea să o lărgim puțin, să fim mai libertini, să fim mai largi, să fim, cum spunea fratele Andronache mai la început, să fim relevanți pentru lume, pentru societate. Că dacă suntem prea înguști, vezi, Doamne, oamenii se vor potigni. Nu, dragii mei, viața creștină întotdeauna a însemnat o cale îngustă. Adevărații credincioși întotdeauna au fost în minoritate. Dacă vreți, au mers împotriva curentului. Dacă citim în Evrei 11 despre titanii credinței și generațiile în care au trăit fiecare dintre ei, constatăm că ei au mers împotriva curentului, au trăit altfel decât lumea păgână, în mijlocul căreia Dumnezeu i-a așezat ca o mărturie din partea Lui. Același lucru este valabil și astăzi. Lumificarea bisericii nu ajută la evangelizarea lumii. Niciodată. Lumificarea bisericii compromite mărturia noastră și lasă oamenii în păcatele lor. O viață trăită pentru Dumnezeu, sub autoritatea Scripturii, a Domnului Iisus, după modelul Lui,
dragii mei, întotdeauna va trezi interes, întotdeauna va stârni interes, da, poate și împotrivire, și nu probabil, ci sigur, dar va fi relevantă, va face diferența, pentru că acest lucru este important. Oamenii vin la biserică nu să vadă mai multă lume, lumea au în afară. Ei vor să vadă ceva deosebit, ceva dumnezeiesc, ceva ce poate face Dumnezeu și nu poate face nimeni altcineva, lumea de afară. De aceea, Domnul să ne întărească, să rămânem lângă învățătura sănătoasă, toată învățătura, să nu ne oprim la jumătatea drumului. Unii au încercat să scoată botezul, s-au dus cu reforma, dar n-au dus-o până la capăt. Dar nu noi am inventat botezul, ne pare foarte rău, nu noi l-am inventat, este literă de Evanghelie. Domnul Iisus spune, mergeți și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Faceți ucenici botezându-i. Unii s-au oprit în fața botezului. Alții s-au oprit în fața altor practici bisericești. De ce să mergi la biserică? Pot fi creștini și acasă, pot fi creștini în particular, de ce neapărat în felul acesta? Să ne expunem, să zic așa, și încearcă oamenii să găsească tot felul de soluții, de felul acesta de a altera, într-un fel, viața creștină autentică. Domnul să ne dea înțelepciune, să întărească slujitorii cuvântului, să predice o evanghelie completă, o învățătură sănătoasă, care dă sănătate. Trăim vremea despre care vorbește Pavel, când oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă. În 2 Timotei, capitolul 4, e o avertizare acolo, își vor da învățători după poftele lor. Îi vor gândi la urechile, să audă lucruri plăcute. Nu trăim noi vremea aceea, dragii mei? De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă și de slujitori, de păstori, de evangheliști, de misionari, să ducă oamenilor o evanghelie completă. Pentru că dacă o ciuntim, dacă o înjumătățim, dacă tăiem din ea, ea nu-și va atinge scopul. Oamenii vor rămâne în păcatele lor. Și oamenii vor rămâne pierduți. Domnul să întărească mărturia în țara noastră și în lumea întreagă și să păzească bisericile de acest pericol al lumificării bisericii și învățăturii pe care Domnul ne-a dat-o. Să avem grijă să o păstrăm toată învățătura, să investim în cei care se întorc la Domnul, pentru că Dumnezeu vrea să ne crească, să ne facă asemeni chipului Fiului Său pe fiecare și suntem în procesul acesta de creștere spirituală până în ziua slavei, când spune Biblia, planul și scopul lui Dumnezeu va fi realizat, vom fi ca El, transformați în asemănarea Lui în glorie. Și al patrulea lucru pe care îl vedem aici în versetul 20, în partea a doua, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, o prezență divină permanentă. Ce har! Toată puterea, autoritate divină supremă, toate neamurile, o viziune divină, globală, toată învățătura, o învățătură completă, o învățătură dumnezeiască completă, și în toate zilele eu sunt cu voi. Ce promisiune scumpă! Valabilă pentru ucenicii de atunci și pentru toți urmașii Domnului Iisus până astăzi.
Știm că nu suntem singuri. Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul, mă voi întoarce la voi. Vă voi trimite un alt mângâietor care va fi cu voi și va fi în voi. Dacă mă iubește cineva, spune Domnul în Ioan 14:23, noi, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, vom veni la El și vom locui împreună cu El. Și știm că Duhul Sfânt a venit în ziua cinzecimii. Și Petru spune în ziua aceea, mulțimii, făgăduința aceasta nu e doar pentru noi, ea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu. Această făgăduință a Duhului, prezență dumnezeiască în noi și cu noi, e și pentru noi, frați, surori în Hristos, dragi tineri, dragi părinți, dragi frați bătrâni și cei care l-am primit pe Domnul din tinerețea noastră, cred că putem mărturisi lucrul acesta. Nu ne-a înșelat așteptările niciodată acela în care ne-am pus încrederea. Știți cântarea aceea frumoasă, Iisuse al meu, prieten drag, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până când? Până la sfârșitul vieții. Un prieten adevărat, un prieten credincios, un prieten care nu te părăsește la nevoie, el este alături de noi, a fost și este alături de toți copiii lui, în orice generație, și este același și pentru generația noastră. Pentru că El este viu în vecii vecilor și prin Duhul Sfânt este cu noi. Ne asigură protecția, ne asigură călăuzirea, ne învață, ne întărește, ne fortifică, cum era lecția biblică joi seara, prin Duhul Sfânt ne călăuzește, lucrează sfințirea în viața noastră. Domnul să ne ajute să ne bucurăm de lucrul acesta, să prețuim lucrul acesta, să prețuim părtășia cu El și prezența Lui în inimile noastre, în familiile noastre, să fie o realitate. El ne-a promis aceasta, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșit, pentru că scopul Lui este, dragii mei, ca ceea ce a început în viața noastră să desăvârșească. El nu face lucrurile pe jumătate, să ne mântuiască și apoi să ne abandoneze, nu. Ci El prin Duhul Sfânt rămâne în noi, ne însoțește, ne asigură asistența spirituală de care avem nevoie pentru ca să putem fi biruitori în această lume, să ne putem împlini misiunea în această lume și să-L putem onora și sluji cu toată inima și cu toată bucuria. Domnul să fie slăvit pentru adevărurile Lui, pe care ni le-a dăruit ca o sursă de putere, de har, ca o ancoră care ne ține și care ne motivează să rămânem credincioși până la sfârșit. A Lui să fie slava. Amin.
dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care ne-a dăruit ziua de astăzi și pentru dimineață și pentru după masă. El să-și primească gloria din toată închinarea noastră. Frate Mihuț, fie că sunteți în Oradea, fie că sunteți în Timișoara, fie că sunteți la pensie, numele care vi l-ați construit prin harul lui Dumnezeu este fratele păstor Mihuț de la Reșița. Așa vă știm toți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim pentru mesajul dumneavoastră. Să vă facă Dumnezeu parte de călăuzire, de însoțire și de protecția lui de tată. Amin. Haideți să ne ridicăm. Mulțumim lui Dumnezeu pentru absolut totul. Dumnezeul nostru, mulțumim că puterea ta, prezența ta și Evanghelia ta este pentru fiecare dintre noi, indiferent unde ne așeza ca oameni în lumea aceasta. Am vrea, o Doamne, ca fiecare dintre noi să-ți glorificăm numele, beneficiind și de putere, și de prezență, și de protecție, și să prezentăm Evanghelia ta celor din jurul nostru. Pentru că este spre seară, te rugăm să rămâi cu fiecare dintre noi. Dar nu numai în seară, și în noapte, și în săptămâna care am intrat, și în luna care suntem, și în anul care suntem, și viața fiecăruia dintre noi. În numele Domnului Iisus, te lăudăm și îți glorificăm numele. Iar până la o altă întâlnire, puterea ta de tată să fie peste noi. Amin. Amin. Programul s-a încheiat. Dumnezeu să vă binecuvânteze.